Salut! Aici avem un telefon de la Alcatel, Alcatel One Touch Star. Este un telefon din categoria mid-range. Vine cu un display de 4 inch, cu rezoluție 480x800 pixeli. Vine cu un procesor dual-core la 1 giga. Camera de 5 megapixeli pe spate și camera frontală. Camera frontală de 0.3 megapixeli. Memoria internă 4 GB, 512 MB de RAM, 2.4 GB în mod real. Vine cu microSD de până la 32 de GB, baterie de 1500 mAh și va fi atât în varianta single SIM, cât și în varianta dual SIM. Este foarte frumos, nu știu dacă se vede în clip, arată foarte bine, frumos finisat. În partea superioară avem jack-ul de 3.5 mm, butonul de power. Pe lateral, în dreapta, nu este niciun conector. Lateral, stânga, asta pentru reglarea volumului și la bază portul micro USB. Îmi place finisarea, marginile sunt din metal. Stă foarte bine în mână, display-ul, am uitat să spun că este cu tehnologia AMOLED de 4 inch, 480x800 pixeli, dar se vede foarte bine. Aici lumina este puternică și totuși telefonul, observați că se vede bine, se mișcă frumos prin meniu. Observați tastatura QWERTY Touch. Acesta este un model dual SIM cu cele două rețele. Arată foarte bine, îmi place telefonul. O surpriză plăcută de la Alcatel. Știți că ei s-au reorientat acum spre telefoane Android. Este telefoanele opus pe telefoane Android, au început cu telefoane ieftine. Acesta este un telefon mid-range și urcă încet cu încet de telefoane de top. Și toate aceste telefoane la prețuri foarte bune. Yeah, mate, but it's pretty tight. Okay, they don't even...